nostru să rezolvăm o problemă. Ori piață, o analiză tehnică, o analiză fundamentală, ori să pentru un eveniment care să puteți face un profit pe el. Ok, noi să ne prezentăm pentru că ceva poate ne cunoaște, ceva nu ne cunoaște. Mie spune Cristian, sunt managerul companiei Double Case și colega mea, Elena. Eu la fel sunt managerul cadrul companiei Double Case și apropo, acum voi aveți oportunitatea să acordați întrebări, să ne bombardați cu întrebări. De aceea vă pregătiți, puteți să le notați și pe rând, pe rând, pe toți o să-i ascultăm și o să-i străduim să răspundem la fiecare întrebare în felul de voi. Dacă tu ați spus masterclass, vreau să oferim acolo un 5-20 de minute pentru întrebări, unde suntem bombardați. Cum se numește tema masterclass-ului de astăzi? Analiza fundamentală. Cine e trader pe real aici? Doi. Țin. De real, noi masterclass-urile invităm persoane care, de fapt, sunt pe real sau sunt în etapa de a trece pentru a ajuta careva probleme. Toți aici au trecut etapa de practic, corect? Da. Toți au făcut trecut practica și la practică, atunci la teorie, am discutat despre analiza fundamentală. Așa e? Da. Cine a folosit analiza fundamentală în tranzacționare? Sincer. Foarte puțin. Dar cine a înțeles ce înseamnă asta analiza fundamentală și cum este folosește pe piață? Cine a avut de profitat la analiza fundamentală? Cine a făcut profit? Chiar și pe Vedem. Tot e profit. Așa. După ce noutate sau după ce v-ați condus? După ce. După calendar economic. Chiar azi. Cu doar pe mine. A spus că și azi. Bravo! Bravo! Pierdere și câștig. Și pierdere și câștig? Da. Bine, adică prin mediere. Am înțeles. Să discutăm acum. Mi-ați cunoașteți analiza fundamentală, văd foarte puțin eu cunosc cum ea se folosește, noi am vorbit, poate într-adevăr este puțin timp pentru analiza fundamentală, doar două lecții, una la teorie și una la practică. Acum și vreau să explic ce înseamnă analiza fundamentală, eu vă rog că noi suntem activ, cât mai activ, cu întrebări și să discutăm, în final să iei un serviciu rezultat când să vă duceți acasă și deja de mâine vă pregătiți pentru a fi tranzacție la analiza fundamentală. Ok, Elena? Deci ce presupune analiza fundamentală? Iată voi, cum o înțelegeți? Asta știm că este, va urma o noutate foarte importantă și adică în rezultatul acestei noutăți, de fapt, va avea loc mișcări brute pe piață, fie în descreștere, fie în creștere, nimeni nu știe. Așa. Va influența. Exact. Ca o definiție. Cam cum am spune noi? Deci ce este analiza fundamentală? Sunt anumiți factori externi care ar putea influența prețul, corect? Exact, da. Deci, pe noi ce ne interesează? Care e scopul analizei fundamentale? Ca noi să facem profit. Chiar dacă 70% undeva din toți traderii sunt, se bazează pe analiză tehnică, oricum noi nu ezităm să urmărim punctualitate calendarul economic. De ce? Pentru că noi știm că o să facem profit pe asta, dacă o să ne uităm corect. Știți aici cel mai încăzut răspund de cei care deja au făcut profit pe analiza fundamentală. Deci, iată voi ca viitorii traderi care vor tranzacționa pe real. Voi vă axați la profit zilnic, profit în câteva ore, gen scalpe, sau profit de lungă durată? De lungă durată? Depinde, la un moment dat, sunt alții care scalping fac. Ok. Încă? Restul nu tranzacționați, cum sunt înțeleg, poate și termen scurt, la un moment dat. Dar depinde. Dar se face pe termen lung, de exemplu, un curs al organizatorului sau să ai o idee de relansare economică, așa. E ceva care vrea să închide. Dacă să vorbim de analiza fundamentală pe termen scurt, aici merge vorba de noutate și factori psihologic. Despre aceste momente noi discutăm un pic mai târziu ce țin de psihologia pieței. Dar însuși, ca voi să înțelegeți, sunt trader două tipuri, cei care tranzacționează de lungă durată și cei care de scurtă durată. Ce înseamnă tranzacționat de lungă durată? Spre exemplu, eu urmăresc cotația euro cu dolar. Noi cunoaștem că analiza fundamentală se bazează pe anumiți factori. Da? Este factorul care? Politic. Politic. Economic. Care? Economic. Natural. Psihologic. Așa. Putem să-i spunem că factorul economic are o importanță foarte mare.
De ce noi și urmărim calendarul economic? Noi cunoaștem că este Banca Națională, care ce face? Cine stabilește curs valutar? Banca Națională, așa? Noi cunoaștem că Banca Națională lucrează prin anumite instrumente. Care? Discursul și rata de referință. Deci, spre exemplu, dacă eu urmăresc cotația euro cu dolar, când apare rata de referință pentru zona euro? Traderii mei cunosc. Pentru zona euro. Știu că e la 30 la ziua. Când apare joi? Când? Joi, la 15:30. Așa, prima joie fiecarei luni. Dacă eu am informația, eu știu cum să acționez. Sigur. Da. Ordinea mânate. Așa, noi cunoaștem ordinea mânate. Ok. Dar ce se întâmplă atunci când rata de referință crește? Când crește rata de referință? Pentru ce Banca Națională majorează rata de referință? Pentru ce? Pentru ce? Când este instabilitate în țară. Așa. Nu știu dacă urmăriți nalucrațiile ce țin Statele Unite și cu Rusia. Deci, ce au făcut Statele Unite împotriva Rusiei? Cine cunoaște? Sancțiuni. Așa. Acum Banca Națională Rusiei trebuie să se protejeze. Cum o să se protejeze în așa situație? O să mărească rata de referință. Este așa noutate, că ei vor să mărească, dar ea încă nu este publicată. Ea o să fie publicată undeva pe 23-24 aprilie. Cei care tranzacționează pe cotația dolar american cu rubla rusească neapărat trebuie să urmărească. Atunci, spre exemplu, eu am rezultat că rata de referință au majorat-o. Pentru că astfel o să protejeze. O să protejeze valuta națională. Ce se va întâmpla cu valuta? Scade. Dacă rata de referință crește, valuta tinde să cadă? Termen lung el o să scadă. Așa, care termen pe noi ne interesează? Care e efect? Scurt? Nu, e de lungă durată, că în baza lui e și mai multe tranzacții să deschide, așa să luăm profită. Ok, păi presupunem eu sunt comerciant care tranzacționez de lungă durată, da? Mă orientez la tranzacții, poate țină tranzacții o lună, 3, 6, un an. Atunci neapărat o să mă orientez la termen lung. Dar dacă eu vreau să fac profit acum, în momentul ăsta? Ora 3:30, te-ai pus cu ordine amânate și aștept să vezi în... Așa, exact. Dar nu uitați că efectul de noutate trece mai repede decât noutatea reușește să apară. Deci iată ce înseamnă psihologia pieței. Voi nu trebuie să cădeți pradă zvonurilor. Mai sunt și zvonuri politice. Ați auzit de zvonuri? În general, iată ce înțelegeți voi prin zvonuri politice? Deci știu că noi nu ceva... Nu sigur 100%. Doar un zvon. Adică 50-50. Nu este o sursă directă de pe oameni. Dar cum reacționează piața în așa cazuri? Nu știu, stă pe loc. Stă pe oare? Sau ce fără? Ce figuri fără? Piața prin anume... Trebuie sau incertitudine. Așa, ați avut cazuri atunci când, spre exemplu, este un triunghi, da? Așa. Prețul, presupunem, a străbătut. Sales tocmai s-a activat, sell, cade un pic, nu mult. Și absolut bun. După care se întoarce și a rămas bun de la figură și continuă înapoi tendința descrescătoare. Ce ar însemna aceasta? A fost un zvon, nu? A fost un zvon? Termen scurt și era tranzacționat, adică mulți au tranzacționat termen scurt. Așa. Ați avut cazuri atunci când, spre exemplu, eu am o figură, da, un triunghi, același triunghi. Eu plasez aici un buy stop, da. Aici plasez un sell stop. Acum, prețul un pic crește, mi atinge cu umbră buy stop, mi se activează buy, după care pleacă în jos. Au fost așa momente? Da. Lector tradițional. Poftim? Lector tradițional, de ce sunt acolo. Iată, noi o să învățăm astăzi cum noi să evităm aceste momente.
Ca voi să înțelegeți, pe piață sunt companiile mari și companiile mici. Deci retini și perciuri. Așa. Spre exemplu, o companie are o tranzacție de 1 miliard, în valoare de 1 miliard. Iată, de aici are bani. Tranzacție activă. Acum prețul tinde să cadă. Cum credeți? Această companie o să întreprindă careva măsuri ca să închidă tranzacția de cumpărare, măcar în zero. Ei nu-și permit astfel de pierde. Da, da. Așa. La ce o să recurgă ei? O să îndrelacă? Oare? Nu. O să mai dai bani, așa fel ca să ridici pe asta. Pe perioadă scurtă. Da, pe perioadă scurtă. Se închidă cu zero sau cu un plus mic. După care îi trebuie să duc așa cum trebuie să duc. Aici fiecare companie acționează în felul său. Zvonurile politice, noutăți, acele capcane, da? Atunci ce se întâmplă? Psihologic, traderii deja încep să cumpere. Până când? Până când acest bai este în zero, spre exemplu, sau un profit micuț. După care tinde să cadă. Iată din ce prețul mereu tinde să-și ia rămas bun. Fie de la nivel, fie de la figură, fie de la nivelul trendului. Nu contează. Iată, aceste momente noi trebuie să le evităm, noi trebuie să ne conformăm pieții și să luăm în calcul. Ok. Deci, haideți să vedem care este totuși analiza fundamentală și pe ce se bazează. O să mergem treptat să vedem, facem o vedere recapitulare. Factor economic. Noi cunoaștem că sunt instrumentele băncii și discurs. Rată de referință și discurs. Și mai sunt încă... De ce noi urmărim calendarul economic? Indicatorii economici. Ok. Care sunt ei? Produsul intern brut, NPP-ul, rata șomajului și balanța comercială. Cum ar influența produsul intern brut? Asupra valutei naționale. Produsul intern brut care e mai ridicat față de valoarea trecută, de notă că economia e crește. E crește, adică valuta se înțelește. Da. Așa, atunci când la final de lună, spre exemplu, sau la final de an, când produsul crește, aceasta ce înseamnă că economiile sunt în creștere? Economia crește, dar dacă economia se întărește, ce se întâmplă cu valuta națională? Când poate să se întărească și ea? Atunci, spre exemplu, eu urmăresc calendarul economic și am noutate că, uitați-vă, produsul intern brut la Marea Britanie se întărește. Este pozitiv. Care sunt acțiunile mele? Bai, evident! Pentru că eu știu că valuta națională să se întărească. Și o să urmăresc toate cotațiile care sunt în strânsă legătură, spre exemplu, cu lira sterlină. Pentru că o să fie o fluctuație oarecare pe piață. Pe noi aceasta ne interesează. Deci, analiza fundamentală este bazată pe găsirea posibilităților adăugătoare de a fixa profit. Chiar dacă noi 80% din traderi ne axăm pe analiza tehnică, neapărat trebuie să urmărim și calendarul economic. Pentru că noi fixăm profit adăugător și este foarte simplu. Cu ajutorul Noutăților, încă? Analiza fundamentală. Calendarul economic încă? Cum noi fixăm profit? Dar dacă eu nu sunt la calculator? Exact! Dar dacă eu vreau să iau toată mișcarea? Trailing stop. Ce? Trailing stop. Trailing stop? Ce te folosești de voi trailing stop? E acolo la trailing stop, adică ne putem să analizăm fundamental. Pentru ce folosim noi analiza fundamentală și pentru ce folosim noi calendarul economic? Cine dintre noastră consideră 70%, 80% tehnic? Sau poate chiar 100% tehnic. Adică lui, analiza fundamentală, în general, nu îi place și nu se uită la analiza fundamentală. Nu e considerat. Nu înțelegeți. Astăzi am dat o întrebare la grupa de la practică. De ce traderii nu folosesc analiza fundamentală? Și răspunsul a fost simplu, pentru că noi nu înțelegem. Sau de ce traderii nu fac bani analiza fundamentală? Că noi ori n-am înțelegem, ori nu știm cum să folosim, ori ne temem. Adică sunt factori care influențează. Numai că analiza fundamentală folosită corect aduce rezultate foarte bune. Și aici trebuie de gândit foarte mult la scop. Pentru ce trebuie analiza fundamentală?
Aici am ușa să ajungem la ideea dată, dar calendar economic, s-a discutat. Pentru ce trebuie nou calendar economic, încă o dată? Pentru cine trebuie nou calendar economic? Știm că să urmărim știrile. Să știm că să urmărim știrile și mai este un moment foarte important care traderii fac o greșeală. Uite de calendar economic, se bazează mult pe tehnic, ce că acum de 100 de cadă a fost scăderea asta bruscă, evident că a avut disperit. Pentru că la analiza fundamentală sunt două reguli de bază foarte, foarte importante, care ele, nu tot timpul, dar pe parcursul vieții noastre ca trader, azi vă influențează și azi schimbi mult traiectoria. Ce înseamnă asta? Care sunt cele două reguli de bază la analiza fundamentală? De simplu, de la teorie să dau. Poziționăm în direcția trendului? Nu, asta la tehnic, da. La tehnic în direcția trendului. La fundamental, la canadian era flag, era figură de continuitate. Eu mă orientam mult la baie și cu gulă a avut noutatea și s-a dus în sală 100 ceva de puncte. Tehnicul dispare. Care sunt acele două reguli? Cred că trebuie să știi când o să fie noutate și aia. Pentru ce trebuie noastră? Știu să urmăresc. Când intră pe piață. Când mai stop și la țel stop. Asta că noi suntem intrat pe piață la noutate, da. Dar mai sunt două reguli de bază care ei într-adevăr influențează și mi-a scris trader cu perioada de activitate de jumătate de anul, an de zile, să înțelegeți foarte mult că influențează într-adevăr. Prima, înaintea unei noutăți puternice, noi nu trebuie să schimbăm tranzacții. Mă dau seama să public rata de referință la canadian și noi intrăm în bani. Când nu ne-am dat în calendar economic. Și luăm stop loss. Adică prima regulă, traderii trebuie să o cunoască asta, înainte unei noutăți puternice, noi nu deschidem tranzacții. De ce trebuie în fiecare zi, mai o dată trebuie să intrăm pe calendar economic să vedem ce sunt. Pentru că nu toate noutățile care se publică acolo sunt importante. Sau se influențează cum influența canadian. Asta mai rar se întâmplă. Noi am colega, am discutat, am văzut că în mare parte pe lună sunt 5, 10 noutăți puternice, cu ar fi NFP-ul, rata asta, rezerve de petrol și rata de referință, da? Care noi putem să profităm de ele. Prima regulă, nu deschidem înainte de o noutate puternică. A doua regulă care? Care este a doua regulă la analiza fundamentală care trebuie să o folosim? Dacă avem activ, să închidem. Foarte corect. Dacă avem tranzacții active în profit, trebuie să ne asigurăm cu un stop loss pozitiv, sau să intrăm într-un lacăt, fiindcă piața posibil să meargă împotriva noastră. Adică tehnic ne arată că trebuie crescător, dar fundamental piața poate să meargă în inversul nostru și noi evident și luăm stop loss sau sunt în situații diferite. Adică sunt două reguli care trebuie să le descriți, să le aveți la dumneavoastră încăiețe. După care, vorbim deja de scop. Pentru ce trebuie analiza fundamentală? V-am spus că vă dat întrebarea asta. Plângă faptul că să ne protejăm de careva mișcări bruști pe piață. Pentru ce trebuie analiza fundamentală? Să luăm un profit. Eu, ca să fiu sincer, eu tot sunt în mare parte tehnic și îmi place tehnica foarte mult, piața într-adevăr merge tehnic. Numai că am văzut ceva de vreodată de efectul ăsta Pareto sau nu. Eu când am știut, am deodată m-am asociat o paneză fundamentală. Principiul 80-90. Am văzut ceva de principiul, da. Ce înseamnă el? 20-60 și 80 e rezultat. Așa. Adică 80% din ceea ce facem noi ne aduce 20% rezultat. Și 20% din ceea ce facem noi ne aduce 80% rezultat. Anume, asta este analiza fundamentală. Analiza tehnică, noi lucrăm în fiecare să deschidem tranzacții după trend, după figuri, după combinații de lunări, după tot ce am învățat noi la practică, da? Și avem un rezultat de 10% din depozitul nostru. Da? Profitul noi lunar, scopul nostru, să facem cât? 10, 5, 7, 10% din depozitul nostru. Dar analiza fundamentală, ea trebuie să fie considerată ca acel efort care aduce 90% din rezultat. Anume, la analiza fundamentală, traderul trebuie să pui scop să-și dubleze sau să-și facă undeva 40-30% din depozitul său. Cum? Noi să explicăm acuși, dar că analiza fundamentală este acea intrare pe piață când traderul este noutate, el încearcă să intre folosind, acum vom vorbi cum intrăm pe piață corect, ca să fie expus să activeze buy-ul său. Și în final, el intră în primul rând cu un volum mai mare. Analiza fundamentală este efectul celor când noi ne permitem pe piață să intrăm cu un volum mai mare și să luăm un profit mai mare pe termen foarte scurt. Pentru că analiza fundamentală nu necesită analiză de durată lungă. Noi, pe simplu, dimineața ne-au dat în calendar economic, știm că la orele 15 este PIB-ul la CAD, rata de referință la CAD. Și ce faci? La ore 15 și 40 ne apropiem de calculator și punem ordine de date, care vom discuta acum.
E clar că trebuie să fie scopul analizei fundamentale. Traderii care au înțeles asta și care folosesc metoda dată, ei deschid tranzacțiile de fundamentală și îndeplinesc scopul timp de o lună, timp de o zi, două, trei, și pe parcursul lunii tranzacționează analiza tehnică și de rezultat. Da, adică el lunar tranzacționează pe analiza tehnică 80%, 20% pe analiza fundamentală, dar analiza fundamentală are și 80% din rezultat, din profitul că îl are și 20% îl aduce analiza tehnică. E clar, adică și volumul capitalul ăsta este mai mare, tranzacție. La analiza fundamentală nu ne permite să treacă cu volum mai mare. Deci, pentru noi nu trebuie puține puncte să luăm, dar pentru că să fie mișcare brusc într-o direcție, noi avem posibilitatea dată. E clar un moment dat. Și eu vreau să duc la conștiință la trei dată, că eu tot sunt tehnic, mie tot îmi place tehnic. Dar fundamental mi-mi oferă posibilități, în primul rând, din FP-ul, care el merge cât mai bine, e ca luna trecută nu merge deloc, din cauza că a fost Paștele la Catolici. Vineri și a fost, cum să spun, vinerea neagră, da? După care, să dea săptămâna aceasta, să vine până să fie, iară să fie Paștele. Dar, ca să vedem cum să meargă viața. Dar de regulă, FP-ul ne oferă 30-40 de puncte, care noi, intrând cu un volum mai mare, putem să facem 20-50% din scopul nostru. Și avem nevoie de 5, 6, 4, 9, 3 de lună, ca noi să facem și mai mult din scopul nostru. Nu este obiectivul, dar cu analiza tehnică, când traderul își pune obiectiv să facă mai mult, asta deja este riscant pe piață, da? Traderul ridică riscul. Dar la analiza fundamentală, el lucrează în rama lui, da, în riscul lui, dar evident că el poate să facă un profit dublu, triplu. Okay? Acum vom discuta despre cum corect se face să ia profit pe analiza fundamentală, cum corect stabilește ordinul dat, fiindcă toți înțeleg, toți au auzit cum spune buy stop sau stop, dar când se începe analiza fundamentală, acolo apare emoție. Deci că a rămas un minut până la piață, până la noutate și piața începe să facă niște mișcările foarte fluctuante și activează buy și activează sell-ul și apoi într-un panic și tesfălătorul și deci ei mai bine pe tehnică. Deci așa pare că e negativul dat. Vă spun sincer, eu asta am început să folosesc analiza fundamentală și traderii care fac, am făcut lecții împreună, eu explic, nu trebuie de axat pe analiza fundamentală, dar când este momentul, doar la maxim. Și asta, vedeți și rezultate să vedeți pe parcurs. Dar să discutăm despre tehnic, cum se lucrează cu analiza fundamentală. Toți cunoașteți, dar dați să vedem încă o dată cum corect se deschide tranzacția la analiza fundamentală. Dar toți folosesc ordine, amânați să cineva se bazează pe propriile pieri. O, propriile pieri? Nu, nu, nu. Practic toate sunt programații. Ordine amânate. Da. În rest? Așa. Ordine amânate? Da. Așa? Dar încerca cineva să folosească manual, să tranzacția la momentul. Da. Nu încerca de el. Atunci cred că emoții despre amar, dacă... Emoții despre amar, dar nici... De, da. Eu fiind începătoare, în general nu foloseam ordine amânate. Deloc. Nu știu, eu însuși eram obișnuit să mă bazez pe mine în tot. Și la fel în tranzacționare mă bazam pe mine. Eu deschid singură tranzacție. Atunci, ce se întâmplă? Spre exemplu, eu aici am noutate. Noi cunoaștem că la noutate prețul puternic fie crește, fie cade. Așa. Eu, spre exemplu, deci nu am plasat, dacă eu plasam aici un buy stop, tranzacția avea să se activeze exact de aici, eu aveam să iau tot, toată mișcarea, tot profitul, corect? Așa. Acum eu vreau singur să deschid tranzacția. Până prețul crește, puternic, până eu merg la nouă order, până eu bifez volumul, până eu mai bifez stop loss, prețul el se mișcă. Atunci brokerul mă întreabă. Sunteți siguri că aici vreți să plasezi tranzacția? Eu până apăs da. După care el iarăși mă întreabă. Sunteți sigură? Eu într-un apăs da, da, da. El iarăși într-un apăs da, modific preț și exact. În final, tranzacția mea se deschide, iată aici. Deci eu am deschis buy, practic, la sfârșit. Atunci ce se întâmplă? Aici un pic mai fluctuează, după care puternic se întoarce înapoi și a rămas bun de la figură sau în funcție deja de la nivel. Deci e un sfat. Pentru viitor, plasați ordine amânate, învățați-vă de pe greșelile altora. Nu, aici e momentul care, e ca să-ți greșeală, la unii ori se întâmplă, dar trebuie n-ați puteți schimbi tranzacții. El se mișcă, mai ales pe petrolul sau pe piața valutară, doar de un pic piața se stabilizează la un punct și se deschide și pe piața. Dar asta foarte rău se întâmplă, anumite la nouă deț. Deci ele să lăsăm ordine amânate. Ce ordine are ele? Buy stop, buy limit, sell stop, sell limit. La noutate ce folosim noi? Buy stop și buy limit. Sell stop. Nu folosim buy limit și sell limit. Da. Așa.
Spre exemplu, ce noutate este fii care mie îmi place noutatea la petrol, eu tot timpul încerc să-mi fac petrol și să tranzacționez cine a prins pescarea de săptămâna trecută pe petrol. De astră? Încă? Foarte rău. Gir rău, fiindcă sunt niște posibilități. Eu am un trader care... Știți cum să încep ținea asta tranzacționată la noutăți? Mi-ați face primul profit de asta. Mi-ați face primul profit pe la noutăți, pe real sau pe demon, nu contează. Pe dietru, pe urmă, toate noutățile care le-ați fi în calendar economic, la toate spuneți-o de mână. Mă gândesc să meargă la toate, dar ați spuneți ca să se așteptați să meargă măcar la 20 de puncte, puteți să faci un profit. Ok, cum spune ordine de dat și mulți nu înțeleg. Când spun ordine de dat? Mai aproape de momentul... Nu, când, în timp, când. Exemplu, noutate la ora 15.00. Este noutatea în calendar economic, este rată de diferență. 5 minute, nu? 5 minute, cred. De cât? 5 minute? Maxim 5 minute. De ce maxim? Și trebuie să spun cât e de vreme. E de vreme 5 minute. Traderul când se pune ultimele timp, în ultima minută până la terminate, îl intră în panică și face o grămadă de greșeli. Ordinele amânate spun chiar cu 10 minute înainte de noutate și ele spun undeva 40-50 puncte de la 40 de puncte de la Bystop. Știu că a fost chiar la un moment, că știrea încă nici nu era, pentru că nu era ora fixă. Mm-hmm. Deja s-a început să mișcare. Asta e zvonul. Asta e zvonul. Asta e factorul psihologic. Și să-l stop. Undeva să spun... Da. Mers în aceeași direcție, adică au continuat, nu s-a făcut în sud, de exemplu, în jos, dar... A fost o coincidență, că s-o factorul psihologic și așteptările cumpărătorului sau vânzătorului... Nu era vorba de niște scurturi de informații, probabil... Deci, aceleași zvonuri. Pentru că cuiva i-a fost un interes ca preț un pic să crească, după care el să cadă. Aici nu, companiile mari, ca voi să înțeleg, ei manipulează cu traderii. Capcana aceasta, voi nu trebuie să credeți în prada aceasta. De ce ești traderii se conduc foarte mult după psihologie? Eu am, spre exemplu, un trader care tranzacționează numai după psihologie. Eu am spune că eu nu tranzacționez după analiza tehnică, nici după fundamentală, adică noutăți. Iată, ea anume se gândește la factorul acesta. Ea știe că, spre exemplu, prețul a crescut brusc în sus, după care neapărat o să se întoarce, o să și-a rămas bun, de aici ea deschide bani. Deja, după analiză, vede cam până unde poate să crească, până unde poate scade. Deci, iată, anume după aceasta, după acest factor psihologic se conduce. Mai rar traderi care iau în calcul factorul ăsta. Păi cât e mișcarea, de cât este? 70% din piciorușul triunghiului, de exemplu? Păi e în funcție? La triunghi, da. Take profit-ul s-ar plăsa la 70% din 70% din baza triunghiului. Adică el mișcarea asta totală, dar el aici, încerc scuze, aici el să facă o creștere. Nu, asta se întâmplă undeva în 50-60% din cazuri. El străbate, ea se toace înapoi, după care sprește în sus. Tot mare parte așa se întâmplă, deci e poate să fie micuț întoarcerea dată. În primul rând, nu toți intră, nu toți companiile mari sau băncile mari comerciale, giganți și balene, dar rechine pe piață, nu toți deschid pe aici. Deschide și traderașii, noi, dar peștișorii, companiile mai micuți. Fiindcă noi transuționăm perioada scurtă asta. Și evident că nu au posibilitatea să nu intre deja în bai, deci ei deja la un preț mai mare. Și evident că ei au posibilitatea ori pentru a închide sellurile care au aici, ori pentru a deschide bai, forțează piața, manipulează piața și cobor piața până la nivelul dat, după care intră și în tranzacții de bai. Să observ asta că aici lumânarea albă nu e atât de mare, lumânarea nu este atât de mare, și când căderea tot nu este mare. Și când intră cumpărătorii pe tine și piață, formează niște lumânări mari albe. Adică trebuie să fiți acasă, că după figura dată, pornirea dată parcă nu este atât de motivantă, dar lumânărul s-a ajuns brusc crescătoare. Faci o întoarcere și când se pornește, se pornește cu niște lumânări foarte mari crescătoare, cu ceva spune monitor și zbărătea. Dar asta este în moment factorul psihologic. Noi trebuie să nu trăim în panică. În primul rând, noi deja având experiență ca trader, cunoaștem de informații dată și trebuie să o folosim în folosul nostru. Ce trebuie să facem aici? Am deschis bani de aici, am pus stop loss, take profit. Când face asemenea întârșătură, noi folosim aici metoda adăugării. Folosesc metoda adăugării, luați-o ce ea dumneavoastră putea. Păi deschideți-o bani aici. Tot timpul eu spun, am spus la lecții, spun și la masterclass-uri, gândiți-vă ca de parcă ți-a de un miliard acolo.
sau o sumă foarte mare. Cum ați procedat dumneavoastră în situația dată? Cum ați face dumneavoastră atunci? Gândiți ca un om bogat, ca un, ce spun, gândești ca un om bogat, nu din cauza că stai fotoliu și te gândești că ai un poșul obrat, nu. Vizualizez. Da. Piață, da? Ne gândim ce se întâmplă în situația dată, de ce vrei să faci situația dată și să înțelegi foarte mult atunci, să știți piața. E clar? Dar noi acum cu analiza fundamentală. Deci eu spun că la ora 16.50, poate mai devreme, spunem ordine date la șase distanțe. Cum așa pe de ori când s-a începe să le... Să reușească că piața să fructueze un pic ca să noi le activăm. Noi, evident că noi pe la ora 5 trebuie să le apropiem, dar noi le punem la așa o distanță, primul rând, la unei timp. Ca să spunem ordine date. Și trei rupimele, trei mărmâile și mă râde când o vdes, dar îl pare secunde direct așa repede, el poate să facă atunci greșeli. Le punem din timp, calm, liniștit, chiar 20 minute mai devreme, la 40, puneți-le 40-30 de puncte ordine date. Poftim? Prima ușor îl schimbăm. Da. E mult mai ușor după ce ați spus ordine date, să-l modificați jos sau sus decât să-l puneți din nou. Când deschidem nouă order, pui atrojene ordine, buy stop, indici prețul, până pui take profit, dar take profit nu punem la noutăți, și să putem instrumentul dat. Am pus noutate, asta este prima procedură noastră. Am pus ordine date. După care, ce faci trader? E că am pus asta ca și unul. Am pus ordine date. Ce faci mai departe? Fundamental. Nimeni nu lucrează fundamental. Așteptăm momentul. Dar ce punem 15 minute? Foarte corect. După ce deja vedem aici, dacă așteptăm un timp și ajunge ora 4:55, ne transferăm în perioade scurte. De ce în perioade scurte? În perioade scurte se vede piața mai bine și factorul psihologic, fluctuațiile mai bine. Și evident, în perioade scurte se va defișa. Asta e pe loc. Poți să crească un pic, ați să vedeți dacă dați în 5 ca o incertitudine. Nu între unul, nu să mergi unde, ca o mică pauză. Să urmează dojuri, să urmează coți mari, dar nu mă las să meargă piața într-o direcție. În perioada am 5, am 15. Și noi atunci avem posibilitatea ca buy stop-ul dat să-l coborâm în jos. La cât îl coborâm în jos? Iar și este o întrebare foarte bună, care traderii uneori să-l comies și îl pun foarte aproape sau foarte departe. 15-20. De ce? Dar dacă vorbim de un instrument mai bolă... Dar dacă vorbim după nivel, nu folosim nivel aici, nu folosim. Dar punctul, cel mai înalt și cel mai... Aici, da, noi ne vom orienta după punctele maxime și punctele minime a prețului dat. Adică eu mă orientez și am prețul actual, linia cesură care este la noi, da? Sau alt culoare, nu contează prețul actual. Noi vom pune ordine date la 10 puncte de la prețul actual. În perioade de M5-M15. Nu la 20, nu la 30, la 10 puncte. Eu așa să argumentez de ce. Adică eu de la prețul actual, sau de la, dacă am aici un vârf, dacă am un vârf aici, prețul meu e mai jos, eu pot spune de la ultimul maxim, 10 puncte. 10 puncte. De ce 10 puncte? Fiindcă 10 puncte, buy stop meu l-am adus aici. Ce se întâmplă când piața, uneori, când noi punem prea departe ori de date, oricum noutatea influențează diferit. Poți să influențeze 15 puncte pe piață, poți să influențeze 30 de puncte pe piață, poți să influențeze 100 de puncte pe piață. Dar sunt cazuri că influențează 20 de puncte pe piață. Evident că noi, când mișorăm distanța dată, evident că noi parcă ne asumăm careva riscuri ca să nu fie atinse amândouă ordine. Adică de ce noi punem 20 de puncte? Că să nu le atingă pe amândouă. Asta este una. Dar, doi, noi le punem mai aproape în cauza că dacă prețul meu se răbat de sus, el poate să crească 20 de puncte și după care se întoarcă înapoi. De multe ori, în 70% din cazuri, este fundamentală, de exemplu, trendul, da? Trendul crescător, analiza fundamentală se publică aici, el poate să răbat, trebuie să iasă din trendul nostru și după care revine înapoi și merge mai departe pe trend. Adică, analiza fundamentală este termen scurt. Și noi trebuie să cunoaștem asta, pentru că e pe termen scurt și în cazul dacă e trebuit în sus, e trebuie înapoi. Eu ați văd situațiile cam aproximativ tot timpul. Măcar încearcă din nou preț și am produs în direcția sa. Acum, eu am plasat o îndemnată la 10 puncte diferență, e că am plasat o îndemnată aici, de buy stop. Și evident, să-l stop, aici am punctul maxim, sau la prețul dat, 10 puncte jos, să-l stop.
Așa. Ce mai fac mai departe? Ce fac eu mai departe? Am plasat toate date foarte aproape. Asta e perioada M5, nu H1, în perioada M5 și M15. Nu în M1, dar în M5. Am apropiat nivelul de date. Ce fac mai departe? Atât? Ce mai fac aici? Nu pune stop loss, nu punem take profit. Nu folosiți la noutăți stop loss, take profit, cu luatul minus. Răspunde-le. Nu folosiți. Aici. Ce se poate folosi de aici? Trailing stop. Trailing stop-ul, eu am separat, trailing stop-ul îl activați de aici. Îl activați de aici, când puneți la 10 minute, 20 minute mai devreme, activați trailing stop-ul de aici. Chiar din ordine amânat. Chiar se activează. Cât puneți trailing stop? Cât puneți trailing stop? Depinde cât de dolar ține instrumentul. GBP 100. Este un mai volatil de 300 voltari, un instrument mai volatil. Cât puneți? 50 de puncte? Mult, mult. Dacă însuși noutatea are 30 de puncte. La 10 puncte? Aici îmi recomand 3 spreaderi. 3 spreaderi, spuneți trailing stop, 3 spreaderi, un trailing stop micuț. Vă spun care sunt plusurile și vă spun care sunt minusurile. 3 spreaderi. Dacă vorbim de GBP, asta sunt cât? 10 puncte. 9 puncte, dar punem 10 puncte, dar punem 9 puncte. Punem 10 puncte. Acum, ce se întâmplă în situația noastră? Avem mai mulți scenarii. Prima situație, prețul nostru, de aici, de exemplu, la prețul actual, străbate sus și ne activează nou buy stop. Aici deja la buy stop-ul nostru este activat trailing stop. El îmi activează buy-ul, de exemplu. El merge sus, este primul scenariu că tot este ok. Da? Adică piața merge bine, s-o pornit, se duce în sus, e activat buy-ul, el merge sus, zice merge trailing stop-ul, ne-l pune stop loss pozitiv, merge stop loss pozitiv, se întoarce acolo și închide stop loss. Un minus a trailing stop-ului micuț este că noi nu luăm 100%, dar uneori 50% din mișcarea dată. Este unicul minus a trailing stop-ului micuț. Plusul este minusul, când el este micuț, îl crește mai departe, îl duc mai departe în sus. Dacă noi putem, puteți să schimbăm trailing stop-ul, dar nu am făcut asta niciodată, dar puteți să-l schimbați. Dar, doi, ce este un moment foarte important aici? Sunt cazuri când piața străbate în sus, activează buy stop-ul meu, crește 20 de puncte, 30 de puncte, că crește până aici, și se întoarce înapoi în jos. Străbate și său. Situația cu trailing stop este în felul următor. Asta la petrol de să vă se întâmplă. Când el duce sus, vreo 30-40 puncte, pe care se întoarce înapoi. Ce se întâmplă aici? Eu reușesc să închid buy-ul meu în trailing stop. Când trailing stop este micuț, el repejoră, nici nu mă dați seama cum el deodată vine în zero. După care, dar nu merge profit, dar și mai departe în sus. Sunt cazuri când e că trailing stop-ul, de nu știu. Trailing stop, eu am crescut, eu s-o pus aici în 10 puncte profit. Profit. El mai crește încă 20 de puncte sau 5 puncte și el se face piața mea înapoi brusc. Pentru că noutatea asta a fost, cum spune, zvonurile date. Sau a fost o... Spune, nu, au fost cazuri și au pățit situația este pe caz când piața spunești brusc în sus, după care te dai și înapoi jos. Planează fundamental. Și iese în timp așa situație când prețul crește brusc în sus, după care te dai și înapoi jos. Și mi se închide take profit pozitiv. În stop loss pozitiv. Și piața pleacă mai departe jos și are toată șansa mai departe să ducă puterea mică în jos. Este așa situație. Pentru asta trebuie trailing stop-ul micuț. Deci, ca el să reușească să închidă stop loss pozitiv sau în zero și mai departe, îți duc mai departe în sell. Și poți să activezi de mai departe sell și meargă în sell în profit. Asta foarte des se întâmplă la petrol, la pereche valutare mai rărus. Dar pentru ce take profit trailing stop micuț? Are și avantaje, are și dezavantaje. Avantaj. Mai departe, unde a rămas? Trailing stop-ul am pus cu... Unii traderi întreabă de ce nu putem să plasăm stop loss pozitiv. Iată, în locul de trailing stop. Pentru trailing stop-ul, de fapt, aici un moment foarte important. Trebuie să fie calculator activ. Prins. Dacă el se stinge, automat trailing stop-ul dispare. Se dezactivează. Cum eu aș putea folosi stop loss pozitiv în momentul dat? Manual, sigur. Pozitiv. S-a dus mai sus, tu să-mi urmărești.
Nu, la noutate ești la cultură, n-ai nimic rost să fii la cultură. Nu poți să fii la cultură. Ok. Dar dacă, spre exemplu, iată, eu plasez topos pozitiv undeva vreo 15 puncte, dacă Piața a mai făcut doar încă 5, după care s-a întors înapoi, ea se închide. Topos pozitiv. Așa. Dar aici, în moment, spre exemplu, eu atunci când plasez strălinc, topul este cu mult mai combinabil. De ce? Presupunem, eu totuși plec de la calculator, dar eu nu sunt în față. Și eu dacă voi plasa ultralink stop, atunci eu voi lua toată mișcarea. Dar dacă eu nu sunt la calculator și prețul se întoarce înapoi, atunci eu voi fixa numai 15 puncte. Atât cât eu am plasat stop loss pozitiv. De ce aș se recomandă? Se recomandă să lucrați cu ultralink stop. Spre exemplu, la mine traderii spuneau, de ce nu mi-ați dat ultralink stop chiar din prima lecție? Pentru că el este foarte avantajos. Foarte. Și vă recomand viitor să-l folosiți, cei care nu-l folosesc. Nu voi deja o să cunoașteți analiza fundamentală și o să știți cum să tranzacționați la NLTS. Da, să spunem proiectorul și îl vreau în practic, cum el ce se întâmplă în situație când se activează și un buy și un sell, ca să fie clar ce se întâmplă în situația când cel mai rău se întâmplă situația că se activează amândouă. Asta e cel mai rău la gândire fundamentală, când se activează și buy stop și sell stop. Ce facem noi? Ce se întâmplă în general? Da, take profit, nu se plasează? Nu se plasează la notate, take profit. Dar știți că se mai plasează la notate? Nu știu. Dacă la take-uri noi cunoaștem 70% din interior, 70% din capul figurii de schimb, da? Adică intuim, să avem un nivel, aici nu știm cât să crească, nu s-a luat de precis. Asta e că te reficat. Da, să știu, bine, arată. Dar la da, asta e că te reficat, să le închid zonul ăsta. Hai să nu așa. Noutatea s-a produs la orele 15, la orele 15.00, dați-vă rog în perioada de M5. Așa. Dați-vă smuțină. Da. Ce ora e aici? Lunarea aceasta neagră. Ora 4. Refixe ca lunarea asta neagră, ora 4. Doar că cu 10 minute înainte de noutate, fiindcă asta am 5, dați foc pe ați, făcut dojo, am făcut 2-3 mișcări în sus, brusc. Unde aici poate să-mi activeze mie sell stop-urile și buy stop-urile. Deci ea noi trebuie să punem noutatea cu 2 minute, ori de date, 2-3 minute, 5 minute maxim, să le alipim de nivelul dat, de manual. Plus la asta, noi punem aici stop loss-ul. Sell stop-ul și buy stop-ul. Este prețul actual, era aici linia ce roșie, era în zona dată. Ia mă scurat să buc la linia dată, în sus, cât de atunci. În spate, nu spate, nu se vede lumea. Spate? 18 puncte. Da, mă mulțumesc. Wow. Ok? Da, mulțumesc. Așa. Noi, lumânarea dată, asta e fix ora 5. E că aici s-a publicat ora 5 și mai departe în sau. De ce eu spun în perioada scurtă de pus ordine date? Fiindcă noi, e că sunt format, cum și-am spus, un doge, o incertitudine. Înainte de noutate, tot timpul se formează doge și o figură foarte micuță, lumânări foarte micuți, corp micuț și umbre micuți. Noi noutatea o vom pune, fiindcă noi vedem lumânarea dată, tot ce vedem în momentul dat, și o vom pune ori după punctele maxime acestea, ori după punctele este maxime, că umbrele este două. Ori, dacă nu este clar, este așa ca o mică incertitudine, că dacă este incertitudine așa, noi plasăm după prețul actual 10 puncte sus și 10 puncte jos. Aici sunt preț mai multe, dar situații sunt diferite. Când piața are un punct maxim și un punct minim, noi plasăm după punctul maxim și punctul minim. Dacă piața formează ca așa zone, sunt cazul la notate, la 5, formează practic într-un mic flat, așa, într-un mic pauză, atunci de la prețul actual, 10 puncte mai sus, 10 puncte mai jos, lăsăm buy stop-ul, buy stop și sell stop. Sell stop. Și activăm, evident că activăm dinainte trailing stop, 3 spre. Acum, ce se întâmplă? În cazul dat este primul scenariu care este perfect. El s-a pornit și în jos s-a dus, el, evident, dacă îi dați, dați mai mult. Azi demonii s-au activat trailing stop-ul. Unde s-au activat, le dați înapoi.
Echelul s-a pornit, training stop-ul s-a activat. Nu era posibil să activat de stop-ul, cât ai venit pe asta sus? 6. Nu s-a activat, nu, dar iarăși e merge așa, fluctuează timpul noutății și poate să facă umbră sus. Iarăși, nu trebuie stop-ul, trebuie să activează oricum undeva pe aici, asta cât are umbra asta sus așa? El undeva pe ceva se activeze, chiar e micuț. Asta, asta. 5. Următoarea are 7. 7. Nu, el pe ceva se activeze, eu vă spun că el aici ceva se activeze, avea să cadă aici în jos și mai avea să deși înapoi în sus, avea să-l activeze. Cam de regulă așa se întâmplă, după o mică pauză să se activează. Evident că profitul și eu în dependență iarăși de situație. Acum, asta e situația primă, perfectă, dați pe Petrov. Tot acum pe Petrov. Dar cum să-l dorim noi at training stop, totuși cum să fim potrivit în dependență de instrument? Eu am încercat să-l pun mai mare. Sunt cazuri care noutate, de exemplu, nu-l activează. Dacă îl puneți 20 de puncte, 30 de puncte, sunt cazuri, el se pornește în direcția care trebuie, în profit, dar se plăce și de înapoi, dumneavoastră rămâneți cu minus. Adică e situația dată, ca să-l schizi by stop-ul de aici, by stop. S-o schizi, el a crescut 20 de puncte, dar nu activat training stop că se activează. Când faci punctajul acela, diferența de la buy and buy până la prețul actual, când el face 20 de puncte, el se activează și spune 0. Vedem dacă nu activează și el se întoarce înapoi. Eu nu pot echi tranzacția dată și să iau minus pe piață. Deci eu, din experiența mea, pun 3 spread-uri. În dependență de cotație. La petrol spune 15, de exemplu spune de 12 puncte, în dependență de ce cotație le-am pe piață. Asta este era pe GBP. E 100 de car, standard. Dați-mi în urmă. Aici avea două situații, petrolul avea mai multe situații. Petrolul e foarte interesant pe analiza fundamentală. Nu e petrolul. Pe data de... Care nu? Pe cine mai sperați? Poate de aici. Nu, dați-mi înapoi. Da. În 5 sau în cașor? Dați-mi în cașor să dea mișcare, după care să... Ia, mișcare asta. E că aici. O mers fix ca la car, dacă dați în M5, o mers perfect numai în sus. Adică aici s-a activat buy stop-ul și s-a dus numai în sus. Dați înapoi aici în momentul actual, aici a fost notată la 530, să vedem cum a lucrat aici. Deci aici a fost notată, care sunt vedem. Aici a fost notată. Nu a fost mai mișcat. Nu, absolut deloc nu a fost. Absolut deloc, eu am închis și buy stop și stop, am văzut timp. Dacă noutatea timp de 3-5 minute nu face absolut nimic mișcare, știți că e mai departe în asta. Indiferent de noutate, dacă e timp de câteva minute, nu s-a pornit într-o direcție și a început să mărească prețul, știți că gata, piața mai gine chideți noutatea dată. Eu a fost ca unde? Deci, dacă dați la ora 5:30? În care te-ai întrebat? Nu, care sunteți acum? Uitați-vă așa pe grafic. Lena, aici. E undeva aici, e posibil să fie asta. Așa, ce am spus 30? La 7.30. Aici să fie 16.30. Iată aici. Eu spun că aici a fost, în lumânare asta a fost. Eu am văzut, eu s-a schis ordinea lumânare, i-am pus buy stop aici, buy stop. După ultimul maxim, e că ultimul maxim este ăsta, vârful dat, e pe ăsta. Buy stop. Stop. Și sell stop. Evident, am făcut aceeași procedură. Ne-am pus mai sus și înainte cu domnul din noutate ne-am unit pe jos. Și am văzut că noi la noutate obligatoriu urmărim noutatea vizuală. Adică ne uităm la dânsa, nu închide scalotorul și duceți să-l dau dânsa. Nu, în primul rând, trebuie să nu lucrează dacă închide scalotorul. Și am văzut lumânarea aceasta neagră, nu, albă, asta albă, e punctul mai mare. Dar în primele 3 minute, absolut loc minim reacție. Zero. Adică să te-ai luat creșterea un punct de sus, un punct de jos, zero. După care, făcut o mică creștere. De ce făcut o mică creștere? Și plus la asta, încă o recomandare care trebuie să fie scrisă, care a scăpat-o. Când scrieți la analiza fundamentală, telefonul să fie, calendarul economic să fie în fața dumneavoastră. De ce spun asta? Cum credeți? Și trebuie să fie telefonul în fața dumneavoastră. Să vedeți noutatea. Să vedeți noutatea. Fiindcă dumneavoastră știți cum influențează noutatea, de exemplu, dacă la Petrol publică, s-a publicat 0, 760 de milioane. Ce înseamnă asta? Luna trecută, săptămâna când a crescut atunci a crescut, s-a publicat minus 2 milioane și ceva.
dibarit de petrol. Ce înseamnă minus și ce înseamnă plus la petrol? Dacă e plus, înseamnă că să ieftinească? Dacă e plus, înseamnă că a scadă, dar ce? Pentru că e mic, cererea e mică, dar petrolul rezervă sunt mai mari. Da, oferta e mare, cererea e mică. În cazul când cade, e invers, da? Adică petrolul se extrage mai puțin, cererea piață e mai mare, petrolul crește. Săptămâna trecută a fost minus 2 milioane și ceva, și atent, cererea a fost mare, chiar ne-am așteptat mai departe să crească. Aici a fost diferența 0,760, nu plus minus. Și văzând piață, ce trebuie să fie unită zic piață aici? În jos trebuie să zic, da? Adică eu am văzut noutatea, s-a publicat, eu văd că trece o minută, trece 20 piață să plouă. Nu zice și în jos, zice sus. Văd că sunt loc, dar eu știu, dar am văzut noutatea cât s-a publicat, eu dar mă tind mai mult duc în sân. Eu ce am făcut aici? Am văzut că e mai multe duc în sân, eu am închis by stop. Am închis by stop. De ce eu am închis by stop? Pentru că el poate să facă o creștere psihologică, o creștere pe care mai departe în sân. Și evident că eu am închis by stop, l-am văzut că el nu crește deloc, el asta a fost cumva pe puțin minut în crescut, și am închis să-l stop, pentru că nu a să fie nimic mișcat. Și într-adevăr nu a fost nimic. Deci trainerul trebuie să uite și la noutatea care s-o vadă în față, că e PIP, că e rata de referință, că e NFP-ul. El trebuie să vadă noutatea, deci fiindcă el o văzut, piața poate rezistă într-o pauză sau să reacționeze la noutate, după care îți pornească în direcția care trebuie. Pentru că noi cunoaștem. Dacă NFP-ul e pozitiv, ce a să fie? Exemplu, dolar american, vorbim de index. Să întărește dolar. Dacă rata de referință să fie negativă, invers. Dacă PIB-ul crește, noi toate astea le cunoaștem. Și dacă noi vedem că piața merge împotriva noastră, înseamnă că ceva ori este psihologic un factor, ori companiile mari vor să facă așa un factor și să psihologic, sau duc oameni eroare, să iei stop loss-ul, după care mai departe în... să luăm și creșturile și micuțe. Tot eu spun. Asta este un factor care nu crește este micuțe, îi spare și pe care companiile mari, trei mari, intră pe piață. E clar în momentul dat. Cu buy stop, cu sell stop este clar cum ar folosim. Dar să facem câteva situații care sunt pe piață. Dați-o să îmi dau aici pe informator. Ce noutăți mi-a fost săptămâna aceasta interesant? De ce folosești calendarul cu note? Aici din o simplă întrebare. De ce NFP-ul mai spus salariul traderului? A auzit cineva de așa expresie? Cum? Salariul traderului. Deci poți să faci un profit așa sănătos, fiindcă piața fluctuează bine. Care sunt locuri noi apărute pe piață, să știm? Așa, nu, însuși indicatorul ăsta. De ce e numit? Valorul fizică o să fie fluctuat. Așa, celălalt, spre exemplu, produsul de brut nu este numit salariul traderului, dar ar numi NFP. Pentru că noi cunoaștem ora exactă când el apare, atunci trebuie să pregătesc depozitele pentru a intra în tranzacții cu un volum mai mare. Ce se întâmplă atunci când eu intru în tranzacții cu un volum mai mare? Iau un profit mai mare, corect? Poate eu mi-am îndeplinit planul numai într-o singură tranzacție. Dar dacă o să am mai multe noutăți, de ce nu ăsta? Eu o să mă pregătesc și o să fac profit. Pentru că, nu știu, poate ați auzit expresia aceasta. Puterea nu e în mâinile celor care dețin informația. Puterea e în mâinile celor care știu cum să acționeze la o informație. Corect? Da. Asta e cel mai important la trader, când asta se vede curajul ăsta. Mulți trader ce nu umplă la noutăți? Pentru că suntem ori să activez amândouă, ori să-ți duc într-un minus, ori ca să fac ceva greșit. Dar nu trebuie să explic asta până nu încercați o dată, două, trei ori. Nu credeți că la analiză fundamentală nu poate duce minus. Asta e banal, scrieți așa, că nu poți cumva să iei minus. E bine când traderul într-un lagăt. Cea mai bine când ați stat în lagăt, coridorul dat nu-i mare de 10-20 de puncte, stați în lagăt și ușor ieșiți din trăsul. Da, dar cum se ieșiți în lagăt, trebuia să-l cunoașteți. Dar că, e ca petrolul săptămâna trecută, foarte bine lucrat, e că legea era făcut o mică pauză și că de aici s-a pornit în sus. Și s-a dus foarte bine sus, din cauza că s-a mișurat volumul de petrol. Și evident noi când am văzut că eu într-adevăr s-a mișurat, noi am dat pace să mai departe ducă la baie și că aici traderii pot să închidă trailing stop-ul. Este moment în care traderii au posibilitatea dată să închidă trailing stop-ul, dar asta fac traderii deja cum vreau. Da? Adică vreți să închideți, vreți să închideți. În momentul în care îți parsau ordine date, trebuie să știți că nu vă grăbiți să le parsați mai devreme cu la 10 de ani de noutate, 10 de noutate sau
cum îl dă înainte, nu. Le plasați în ultimii 2-3 minute, dar nu le plasați atunci în nouă ordine și puneți toate personalitate, dar le trageți ușor, ați pus ordinele date și urmăriți piața și telefonul în față. Acum, ce volum se întâmplă la noutate? Putem? Dublu, triplu. De ce se întâmplă volum dublu, triplu? Pentru că pe perioada mai mică de timp, noi facem profit maxim. Este, da? Cine intră la noutate? De trade. Cine e trade și pot permite să intre la noutate? Cum vine asta? Toți? Nu toți. De ce nu toți? Deci este un moment foarte important care să-l înțelegi. Noi de multe ori la practică și la teorie și când ne vedem la masterclass-uri și discutăm. Ce înseamnă, ce este tranzacționare? Ca domeniu. O afacere. Este o afacere, este un business care el trebuie să fie corect gestionat. Evident că noi putem să intrăm cu un depozit mai mic cu volum mare, dar el ne mărește riscul. Fiindcă noi dacă intrăm într-un lacăt, evident că asta e din marjă, e din posibilități. Noi, la noutăți, aici, într-adevăr, se poate de făcut un venit dublu, triplu, doar că noi trebuie să fim pregătiți ca trader, ca business-ul nostru să fie stabil pe piață, să aibă un depozit profesional. Eu de multe ori discut despre situația dată, de ce? Fiindcă este un moment foarte important. Când traderul intră în analiza fundamentală, el poate să facă un profit dublu, numai că el nu intră din cauza că el ori depozitul mic și are frică să facă o greșeală, ori când depozitul este puternic, nu-i permite, dar când depozitul este puternic, când ne-ați închipuiți că aveți un depozit puternic, aveți tranzacție, aveți marjă, nu-ați vă permite să trasă noutate. Putem? Și riscul e mai mic. Stați liniștit, stați liber și când stați liber, ce nu sunt? Emoții. Stați liniștit, s-o deschizi tranzacția, s-o duce de profit, s-o închizi tranzacția, pentru că am traderi care ei regulat, la analiza fundamentală, stau. În FP-ul v-am spus undeva 5-7 noutăți pe lună care oferă 30-40-50 puncte regulat. Întrând cu volum dublu, triplu, el poate să-și îndeplinească scopul lui timp de o lună de zi. Și e foarte important că traderul înțelege asta și sunt cazuri când traderii la triunghiuri date care au fost recent, au unde BNZD, au venit și au pregătit depozitorile pentru trăbatere din triunghiuri. Au trebătut triunghiurile, au luat profituri duble, triple, au luat profitul, au închis, au avut extrageri și s-o decresc. Alți tot stau și cresc depozit, stau pe loc. Stau pe loc așa, într-un lateral. Sunt traderi care, perial, care stau într-un flăr. Și de multe ori le spunem, voi ori mergeți înainte, ori faceți ceva. De ce? Fiindcă nu poți sta în flăr. Și mulți traderi nu înțeleg asta, fiindcă trebuie să gestionezi corect riscul și rezultatele să fie în bază la scopurile care noi le avem. De ce eu spun asta? Fiindcă mai bine să intri piață și iei un profil care ai nevoie și toată luna, analiza fundamentală știți ca paharul cel înainte din mâncare. Bine pahar de apă și deja stai liniștit la masă, mănânci ce. E că exact aceeași situație o văd analiza fundamentală. Ai luat un profit, ți-ai îndeplinit scopul și deja analiza tehnic, tu mergi în cecior, pe analiza tehnic, fără să te grăbești, fără să faci careva încălcări. Anume, situația dată oferă pe piață. Și sunt momente când traderul poate ducă minusul analiza fundamentală, dar iar că depinde și de depozit. El trebuie și-și permite minusul dat pe piață. Pentru că analiza fundamentală, noi tot mergem în 5%. Și evident că traderii care au depozite micuți, intră cu volum micuț pe piață, evident că coridoarele date care ei le pun pe piață, ei sunt mai micuți, ei zgrăbiesc, fac greșeli și au și rezultate negative. Și de multe ori traderii spun, ce eu nu lucrez analiza fundamentală? Pentru că tu te timp, tu nu ești pregătit pentru analiza fundamentală, te pregătești pentru o lupta dată, pentru o situație dată pe piață. Iată aici o paranteză. Spre exemplu, eu de aici am plasat ordinea mânat de buy stop. El s-a activat, da, sau eu plasez aici un ordin amânat și mai sunt traderi care folosesc metoda adăugării și mai plasează un pic mai sus ordin amânat. Adică să fixez nu un profit, dar două profituri de pe o noutate. Se poate și așa. Spre exemplu, eu îmi plasez aici, prețul un pic crește, după care este o stagnare. Ok, noi suntem aici în perioadă scurtă, dar dacă noi ne vom uita în cașul, noi aici nu este nicio mișcare. Atunci traderul se gândește, înseamnă că această noutate nu a influențat, nu este nicio fluctuație. Eu îmi anulez ordinele amânate. Exact, exact la această noutate, un trader mi-a scris că nu a influențat această noutate. Da, după câteva minute, după ce el a anulat ordinele amânate, fluctuația a fost.
Deci nu vă grăbiți, nu vă grăbiți să anulați ordinele amânate. Pentru că totuși, cum a spus domnul Cristian, trebuie să ne uităm în perioada scurtă. În perioada scurtă, scurtă deja efectul se vede. Iată, de ce totuși trebuie să ne orientăm la ordinele amânate în perioada scurtă? Următorul moment. Când se întâmplă că se activează și buy stop? Se întâmplă cazul astea, să nu încerc, s-a întâmplat activat buy stop-ul, buy stop-ul, și sell stop. Sunt așa situații, când, de exemplu, am făcut o greșeală, s-a făcut o umbră puternică, mi-a activat sell stop. Eu ce întâmplă? Și-l lac. Cum ieșim de lac totodată? Un moment foarte important de aici, pentru că nu trebuie să întrebăm panică, puteți să închideți căutorul și să-l picați așa, nu știți? Răsplază. Eu așa fac, dacă am situația ce este cu toate aibă greșel. Ce se întâmplă de pare? Prietenul nostru prieten, nu, deci nu uităm la situația dată. El a activat buy-ul, sell. Să știți, analiza fundamentală, noutate care este, influențează undeva până la 15-20 de minute de piață. Adică nu, el nu poate să influențeze veșnic analiza fundamentală, chiar iarăși depinde de noutate. Deci asta este moment care iarăși nu este atât de adevărat, dar de regulă, impulsul acesta puternic, impulsul puternic, el ar face undeva 10-15 minute. După care, sunt două variante. Ori piața merge mai departe după analiza fundamentală, adică tendința care s-a format, ori deja revine după analiza tehnică. Da, ar fi rata de defect sau alta. Dar noi, analiza fundamentală, știind că coridorul este mic, el nu poate să fie mai mare, de exemplu, dacă punem 10 puncte de diferență undeva, el nu poate să fie mai mare de 30 de puncte. El nu poate fi mai mare de 30 de puncte la totodată. Și ce se întâmplă în cazul nostru? Prietenul, de exemplu, a activat sell-ul, buy-ul, el crește sus. A făcut un impuls puternic. Cum trebuie să ieșim noi de la totodată? Cum credeți de asta? Cum ieșim de la totodată? În momentul în care avem confirmare că e buy, sell-ul să-l închidem și lăsăm de buy să ne acopere pentele astea. Nu, era ce faci o mișcare foarte bruscă. Asta nu, asta... Acum repetez, vorbim calm, noi suntem calm, nu avem să ai ceva o tranzacție mult deschisă, picat cu cădierul în jos, sau pentru că închide celălalt, nu se închide baia. Ne întreb panic foarte mult. În primul rând, că s-au activat amândouă ordine, primul trebuie să fac trader-ul să dezactiveze trailing stop. Primul lucru care trebuie să-l faci, să dezactivezi trailing stop. De ce? Pentru că baia se merge în profil și trailing stop-ul se merge de urma lui. Și m-a trascat de rost să se activeze, să se deconectez baiul, să iei profit de pe baiul. Dar pe altă mai departe, posibil să crească sus. Deci, în primul și în primul rând, deconectați trailing stop. După asta, să știți, după o noutate putere, dacă e într-adevăr influențează, că cum aici, neapărat să fie o mică cădere, o corecție. E dat pe cadă, nu sunt pe cadă. E că au fost cădere și e brusc în acum în jos, acum vedem ce să fie. Ce este? Dacă să vorbim de H1, este stagnat. Stagnat. Și l-a făcut, dar a făcut-o în ciocană aici. Și mai departe a să fie creștere, oricum. După așa o hiperlumânare, a să fie creștere. După așa o cădere sau o creștere bruscă, neapărat aici a să fie o corecție. Dar asta nu înseamnă tot. Asta înseamnă că el poate să facă corecție și mai departe tot în baie să duc. După ce s-a întâmplat situația dată, aici deja merge tehnică. Deja excludeți din cap analiza fundamentală, aici mai departe mergi după tehnică, după trend sau după nivele sau după indicatori. Da? Și aici, de regulă, sunt mai multe variante, evident ca și la etapa de... E ca dacă dați pe GDP, e dați pe GDP și atunci situația care se întâmplă cu lacul. Da, asta e una de cele mai GDP-ul să dă, mă mișurează în nervi, mișurează-le, dar să-i faci unul. E ca aici. Stop. Aici s-au activat la NFP, la NFP-ul de vineri, s-au activat aici sell stop-ul și buy stop-ul. E că aici a fost vineri ce neagă și pe altul stat vineri stat pe loc. Mie mi-a activat sell stop-ul și buy stop-ul. Mi-a activat pe altul. Adică vineri am pus ordine amânate, pe altul a făcut mișcarea și că aici cu pe umbrele astea, că într-adevăr a făcut așa umbrele multe sus în jos, mi-a activat și nu așa. Deci am făcut, am închis călător, a decorectat trailing stop, am intrat în lac și am închis. Am zis până la lucru, iar deja era aici de la prețul. Ce am făcut eu aici, nu să spun, explic într-o manieră mai simplă. În primul rând, aici era un nivel, undeva aici era un nivel dat, și evident că eu aici mă gândeam să închid un buy și am închis un buy din 3. Era cu 3 loduri,
3 loturi. Ce se dau 3 loturi? Am închis să-mi bag din 3. Când m-am gândit că sunt doar înapoi, să vedem nimic. Da, am pus profit pe buzunar, nu atât de mare, dar oricum. După care trebuie să-mi iau crescut, dar aici era trend crescător. Era un trend crescător așa. Eu nu știam ce-a spus aici. Ce-am făcut folosit eu aici? Am luat și am închis aici, am văzut că nivelul da, și că aici am pus stop loss pozitiv la sălul nou. După care am strâmbătut sălul și evident aici am închis deja la baia. La baia am pus stop loss pozitiv, sălul l-a lăsat aici, deja baia l-am închis undeva un pic, că aici minus l-am închis. Mă grebi, vreau să lasă cadrul în partea jos. Am închis într-un minus de 2-3 puncte. Dar eu tehnic m-am orientat că la Steve e de parte o corecție. Situații, nu putem vorbi în situații date, ceva concret. E ca fix așa spici la situația dată. Influențează diferit piața și sunt diferite moduri cum poate fi evoluția prețului de piață și cum poate să crească la noutate. Dar principalul, că după analiza fundamentală, trader mai departe trebuie să se modifice la analiza tehnică. Și dacă o tratăm la actul ăsta micuț, nu trebuie să intre în panică. Este posibilitatea ta să închideți, să ajutați creșterea dată, după creștere poți fac o figură de schimb și mai departe să fie o cădere. În 40-50% din cazuri, după o noutate, crește. El o să oprească și locaia scade de jos. Este noutatea care mi-a fost dată în februarie la 8 seara, tot ceva legat de dolarul american. Țineți minte, a fost o creștere bruscă. De atunci era legat cu lirastele, cu vaccina. Vaccina și cu iectul. Aici. A fost o creștere și după care urcumul când stă în jos. A fost pe audi, pe zădui mișcare de dată. Adică vă orientați și la tehnic și știți că într-o oarecare măsură piața se întoarce înapoi după analiza fundamentală. Retestează nivelul și poate mai departe ducă sus. Deci aici aveți posibilitatea să știți la nu vă panicați, nu vă panicați să închideți tranzacțiile minus. Mai ales dacă ați dat în lacăt, ați să închideți calculatorul, puteți să faceți nimic în general. Deci pe să închideți strălim stopurile ca pe ele să stângă, să îngurie. E clar momentul dat. Da, știți, la analiza fundamentală trebuie să aveți experiență. Scenariile sunt diferite. Adică eu vă pot să spun că este situația când îi merge perfect, atunci e bine. Este situația când se activează ambele ordine și de buy stop și sell stop, deja intrăm în lacăt. Și este situația când, dar anume cu trading stop cu micuț, rar nu se primește situația că el să fie în profit și să nu se închidă în minus. Dacă trading stop este micuț, el crește un pic, dacă se întoarce înapoi și răutatea nu mai influențează, el se închide într-un profit micuț sau în zero. Deci este bun trading stop cu micuț. Sunt două situații. Ori merge bine, ori intrați în lacă. Ori intrați în lacă. Dacă intrați în lacă, deja dumneavoastră știți cum se de dânsul, cu problema citați pe lacă date, dar știți că analiza fundamentală. Și lăsați analiza să meargă 15-20 minute sau asta e perioadă scurtă. Sau dacă uitați în tehnică, că tot creierul, lăsați să crească. Și când vedeți să se întoarce înapoi cu ajutorul deja indicatorilor sau nivelurilor sau figurilor de schimb, deja puteți să ieșiți de lacă totodată. Lacul dat nu trebuie să fie prelungit pe termen lung. El lacă pe termen scurt. E clar momentul dat. Și doi, uitați-vă la telefon, la sau calculator, la cum s-a publicat știrea. Fiindcă ei pot să fac, de exemplu, dacă dumneavoastră vedeți că el este pozitivă și că este deschis bani și să, de exemplu, că la petrol, de exemplu, e minus. Minus 2 milioane. Deci el te-ți duc în bani și activează sălul. Aici dumneavoastră își vedeți sălul în profit, puteți să-l închideți singur el, când știți mai departe, poți să iei bani. Sunt așa cazuri. Fiți flexibili la analiza fundamentală, maxim flexibil, nu intrați în panică, asta e cel mai important, dar panica asta îți spar și emoțiile după când îți schideți 30-40 tranzacții analiza fundamentală. Și după care să stăm ușor el, să intrați, să faci analiza, să schideți tranzacții și să simțiți tot pe piață. Pe demo încercați pe demo toate experimentele care le-am spus aici. Dați aproape ordinele date, lăsați să se activeze. Folosiți strălin stop-uri. Încercați strălin stop-uri de 10 puncte, încercați de 20 de puncte, încercați de 30 de puncte. Vedeți cum lucrează el. Încercați cu stop loss, încercați cu take profit, încercați să dați în lacăt și să ieșiți din lacăt. Adică noi vă redăm informații, vă spunem teoretic și practic cum lucrează, dar până de asta să o puneți în practic, n-ați să o înțelegeți. Credeți-mă, fiindcă eu m-am învățat cu greșelile mele. Am făcut minusuri pe care am luat profituri, pe care am minusuri până când am înțeles cum lucrează analiza fundamentală. Dar fiecare individual trebuie să înțeleagă lucrul dat. Analiza fundamentală trebuie să aibă ca scop să vă dubleze depozitul, să vă tripleze, folosind efectul dat. Fiindcă el este 2-3 dintre pe săptămână, nu lucrează toate. Fiindcă noi în calendar economic mai avem
index patrimoniale, da, sunt diferite noutățile foarte ce lucrează și ele. De regulă lucrează foarte bine PIB-urile, rata de referință, NFP-ul și rezerve de petrol. Aici sunt noutățile de bază care vă influențează piața. Folosiți-le, luați-vă profitul de pe piață, pregătiți-vă depozitul. Cel mai important asta este, pentru că mai bine astăzi eu să fac o, să pregătesc depozitul, să-mi iau o bucată bună și de exemplu mâine deja să stau liniștit pe piață, da? Să-mi iau profit. E că de multe ori cineva, dacă părința o afaceri sau geantă aveți afaceri, când persoana care are afaceri se simte bine și liniștit pe piață. Dacă îți vorbim vreodată cu om de afaceri, când am adus auzit asta. Când e bine. Când e bine, când e, de exemplu, deschis afacerea cum recer și arătesc că e emoționat, e... Așa că nu e în profit afacerea. Sau în zero. Și cu macar bani, da? Adică cu macar tot e bine, da? Adică așa și să-ți fie și noastră. De bază fundamental să-l folosiți ca și cont să-l vă pregătiți, ca să puteți și mai repede din zona de confort și mai departe punează tehnică care fiecare să fie, eu cred că nu ați venit ca și noi, care fiecare să nu puteți să fiți o tranzacție. Trebuie să scrieți să fie care zic o tranzacție, terminăm de când scrieți. Dar PIP-ul de om reacționează? Nu, nu. Asta să vă spui pe la GVP, nu reacționează. Fost pe legit, așa? Da. Azi. Orice noutate, în principiu, nu mi-e reacționează. De exemplu, dacă euro cu dolar, da? Presupunem este noutate pe euro, dar pe dolar la fel sunt careva noutăți. Și dacă noutățile pe dolar sunt mai puternice, se confruntă cumpărătorii cu vânzătorii și nu reacționează. Sau, spre exemplu, când a fost, trebuia să fie uragan în Golful Mexic și atunci a ieșit Trump cu un discurs neutralizat. A spus că o să ofere ajutor. Atunci nu a fost influență pe piață, măcar că noi cunoaștem la factor natural ce se întâmplă pe piață. Prieteni, ce se întâmplă? Să dă ajutoare. Însuși, valuta națională, unde o să fie aceste calamități, evident că o să fie negativ, corect? Păi azi, trăitele așteptau cu ordine mânatice să-l stop într-un fel, că dolarul scade. Dar, de fapt, nu a căzut. Pentru că Trump a ieșit și-o neutralizat. De aceea, poate să nu lucrezi analiza fundamentală. Dar noi nu pierdem nimic. Noi am învățat ordine mânatice și simplu așteptăm. Și aici trebuie să fiți un pic răbdători, să aveți răbdare, pentru că noi cunoaștem analiza, de fapt, să o faci nu e atât de greu, deloc nu e greu, chiar și cea fundamentală și tehnică. Și simplu este nevoie de răbdare, ca să nu intrăm, iată, în situațiile acestea care au fost prezentate mai înainte. Nu, situațiile astea sunt fii. Nu trebuie de încurat și ele să fie, asta ne împărață în situațiile astea, vrem să nu vrem, pregătiți, avem 10 ani în tranzacționare și, nu știu, pentru expert expertului, situațiile astea pot să fie, piața nu pot să o prognozez, dacă ea să fac o umbră și să activez buy stop sau să stop. Odată încerci să pui buy stop-ul la 20 de puncte și din cauza că e pus mare nu se activează, odată îl pui micuț se activează în două, situații sunt diferite. Principalul noi să nu intrăm în panică și știm cum să le putem fiecare treaptă pe treaptă și să rezolvăm problema noastră. Că din acest trebuie să deci, fac cu 0 și 1, intrat pe asta. Da, evident, care poate să fie mare, dar trebuie analiza, da. Știți, eu aici aveam un trader, el spunea că eu, știți când m-am simțit prima dată trader? Atunci când am făcut profit la o noutate. Nu știu, iată, poate că urmărea mai mult analiza fundamentală, iată, nu se știe. Însuși, voi când o să faceți primul profit, atunci voi o să înțelegeți, într-adevăr, cum se tranzacționează și o să urmăriți atunci cu punctualitate calendarul economic. În momentul care, analiza fundamentală, nu trebuie să vă bazați pe dânsă. Eu nu știu dacă este un trader care sude procente fundamental. Și mie, când am văzut analiza fundamentală înainte, iată, cu un an, jumătate de an în urmă, când eu nu fundamental, mie nu-mi place și mai departe. Acum am înțeles care este într-adevăr valoarea ei. Da? Este în momentul acela când noi, fără nimic, simplu ne dăm un calendar economic, am văzut că este noutate, încercăm, punem buy stop sau stop. Merge, luăm profit. Nu mers. Ne căutăm mai departe de lucru. Adică este momentul când noi, fără mult efort, primim maximă eficiență. De ce trebuie să folosim analiza fundamentală? Este într-o oarecare măsură și la care succesul nostru. V-am spus că uneori, fix. Toți au închide? Yes. De ce? De asta și totalizare, ce am învățat noi astăzi. Analiza fundamentală. Nu ne bazăm 100% pe ea. Ne bazăm pe analiza tehnică. Analiza fundamentală o folosim ocazional la noutăți ce mai puternice și ne stabilim care le stabilim din timp. Urmărim calendarul economic
în fiecare zi, pentru că sunt două reguli care ele și tehnic pot să ne influențeze negativ. Asta unul. Poți să nu deschidem tranzacția înainte de noutate și doi, să închidem tranzacția în profitabile sau să trebuim cu lacăt înainte de noutate puternică. Noutățile puternice noi în calendarul nostru putem cu 3 steluțe sau 3 capuri de taur, da? Dar noutățile puternice astea sunt rata de referință, asta este NFP-ul, asta este rezervă de petrol și discursurile. PIB-ul sau restul care indicatorii care sunt acolo mai puțin influențează. Undeva 20-30 de puncte influențează, restul influențează mai mult. După care, ordinea monadă le plasăm din timp. Unii grebesc le plasăm în ultima minută, când sunt emoții pe asta, le plasăm din timp și la o diferență mai mare. Și totodată activăm trailing stop-ul cu 3 puncte, 3 spread-uri. După care, noi alipim ordinea monadă la minim, undeva 10 puncte de la prețul actual sau dacă sunt careva umbre de la punctele maxime și minime. După care, deja este noutate. Dacă nu ne s-ar duce în direcția care trebuie, nu facem nimic când trebuie topul și are locul lui, doar urmărim piața, nu mai deschidem tranzacții după ce s-o închis profit, dacă vedem tot merge în direcția noastră. Nu vă încercați, faceți asemenea încercări, că poate fi profitabil, dar poate fi invers, piața se doarcă înapoi. Doi, dacă se activează amândouă ordine și buy stop sau stop, în primul și în primul rând închide trailing stop-urile. Le-ați deconectat, pentru că acolo este atunci trailing stop și ați deconectat trailing stop-ul și deja ați învățat lacăt. Cum ieșit de lacăt, iară sunt diferite situații. Drevul ăsta fundamental, undeva v-a spus că poți fi asemenea scenarii. El ajunge la un punct, stă pe loc, e cum cadru. Cadru se vedeți mâine cum ați fi. Cadul o să oprească aici, stai pe loc poate, până mâine, după care uitați. El a scris măcar o 50% din umbra ta. Dar el posibil stai să facă umbra. Nu e expulsă. E ca să facă așa. Să facă ca o figură de foarte corect. Dar oricum el trebuie să facă o mică corecție, dar fiind lactul nostru micuț, e că de 30 de puncte sau e 10-20 de puncte. Nu îmi trebuie să meargă 20 de puncte în sus, că nu o să simt zian. De asta să cunoașteți cum se așteptă de lact, când vreau discutat, în zbor de lact de dat. Întrebări. Întrebări, normal. Poate, deja am spus că dar văd că este timp poate de vorbiți. Păi, întrebări. Da. Mie e interesant fiecare indicator cum să-l descifrez. Pentru că, de fapt, asta e o problemă, deși eu nu tranzacționez după noutăți. Adică, de exemplu, cu PIB-ul. PIB-ul, dacă crește, înseamnă că ce urmează. Dacă scade, ce urmează. Dacă aceea, ce urmează. Adică, ok, dați-o să încerc să explic. În primul rând, la noutate, cât de cotate se schide în tranzacție? Nu dacă e de petrol, apoi schide în orice brand, pe unitate, nu se schide în tranzacție. Dar dacă e de piața voluntară, zice să public din FPO. Pe ce tranzacție, ce cotate se schide în tranzacție? Poate nu vă luam. Ați vă luam? Nu știu. Ați vă luam, da? Toate cu dolară. Ah, toate cu dolară, toate cu dolară. Toate cu dolară, dar care sunt dolară toate? Euro USD, GBP USD, USD CHF, USD JPY, AUD USD, AZD USD, USD CAD. Toate îți schide? Nu. Nu, dar cât îți schide? Care îți schide? Dolar GBP. Euro USD și GBP USD. USD și USD CAD. Acestea trebuie să începe mai influențate din FP, rata șomajului, cele care de dolari americani, acestea trebuie să începe mai influențate. Că este trebuie influențate și mai mult. Dar noi ca trader, eu recomand doar pe două de drag. Deci, și pe două greu să revit, să se ordine mânate, revit trebuie să mă spună, eu pe alta. Una nu și profit, una nu și minus, una oscilează. Panica, nervii aici sunt lucruri. Deci, trebuie ori la început vă recomand pe una, după care ați folosit pe amândouă. Pe două, maxim două cotații să intre la când uitați la noutate. Chiar când e petrolul, nu ați numai pe una, ori pe brânt, ori pe vitea, influențează și el. Astăzi vorbim de ce influențează cu dolarul american. Asta e NFP-ul. Rata șomajului, rata șomajului. Dacă tot și este noutate cu petrol, da, eu am depozit profesional și eu să nu pe ambele, și pe vitea și pe brand. Da, pentru că ce e mai gălașat. Iar nu, noutatea influențează la fel, asta 100%. Da. Eu sunt părerea mai bine într-o volum dublu sau triplu pe una decât pe un două, pentru că nu reușești, uiți la tâsle, te grăbiești, poți face ceva greșit. Dar vine într-o, într-adevăr așa și este, dar el merg la noutate identică.
ce tip e vorba de petrol. Dacă la euro și pe euro poți merge un pic mai mult, dar mai puțin, așa, dar la petrol, iar care merg identic. De când sunt două loturi pe petrol pe brânz și două loturi pe fitea, mai bine cu patru loturi pe brânz. Eu consider mai eficient, dar tu încercați așa, poate cine știe, poate e nici așa. Eu, asta, cele care dolar american, lucrăm cu aceste trei, sunt cele mai influențate. Chiar și vorbim de discursul la dolar american, știți, GBP-ul și eu sunt cele mai influențate de dolar american. Deci când este legat de dolar american. Cadu așa, mai puțin. Restul, ce legat de cotațiile, cum ar fi, cum o influențat pe cadu rata de referință. O lucrat pe 100 de card, o lucrat pe AUD-CAD, GBP-CAD. Adică pe cele legat de canadian. Numai că, iarăși, eu cu răscursul nu prea tranzacționez, cine tranzacționează, poți să-mi țin mișcarea dată. Rata de referință, rata de referință la, la țara care este publică. Aha. Dacă spun că e la dolarul american, evident că influențează pe euro și pe GBP. Plus pe CAD. Dacă se publică la CAD, influențează mai pe CAD. Euro și GBP nu au făcut nicio mișcare acum. Adică unii la țara care au influențat. Numai dolarul are posibilitatea de a influența la mai multe, sau, de cum am spus, la răscursul. De exemplu, au de CAD, au de CAD, CAD și GBP CAD. Influențat acum rata de referință. Adică... A fost la CAD, de ce? Dacă scrie la euro, să influențeze cotațiile și legat de euro. Cross-cursul și deja cotația euro cu dolar american. A fost la GBP acum recent, ce a fost la GBP acum recent, când a fost influențat la GBP, ZD, la GBP și pe Y, la GBP, ce ca și-a influențat toate în același mod. Putem? Nu, 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 prețul Filip, nu, nu, nu. Ați văzut ceva timp în urmă. Am influențat o curtă noutate la GBP și am influențat la tot ce legat de GBP. Adică noutatea influențează la... Și a fost Brexit. Nu, nu, nu. Acum recent a fost o noutate. Nu, 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 nu. Sau ceva legat de rata de referință a fost. Acum și dacă ceva să ne uităm și să vedem. Adică noutăți influențează la țara, sau țara influențează la cotații cele care sunt pe ei. Da? Dacă vorbim de CAD, vorbim tot ce legat de CAD, dacă vorbim de euro, tot ce legat de euro, dar v-aș recomanda mai mult la este de bază să vă axați, nu pe la cross-cursuri. Noutățile, de exemplu, ca PIB-ul sau rata de referință, că pe AUD-CAD, pe CPCAD, nu știu, poate influența mai puțin, poate mai mult. Puteți da pe AUD-CAD să vedem cum influența. Vedere, vreau mă bazează ca pe este de bază, nu pe cross-cursuri, chiar dacă el poate influența și acolo. Eu o văd mai eficient asta. Întrebarea s-a dat cum? Cum descifrăm indicatorul? Noi vedem, noi vedem notate și așa întrebăm. Nu și ce ați fac mai departe. Și, bine, tu spuneai de sell-urile și buy stop-urile. Dar într-o altă măsură vrei să înțelegi ce ați fi? Pentru că când îi cerți cum? Cu la tine în cap, nu, tu nu înțelegi ce ați fi. Vă referiți la ce ce public în calendariu economic? Da, vrei să dacă e cu plus, cu așa, dacă e cu minus. De ce vreau acolo scrie. Scrie descifrarea în calendariu economic, scrie. Dacă dați pe jos acolo, scrie. Если, dacă indicatorul data scrie în sus, este benefic pentru economia țării. Da? Dacă e cu minus, să fie invers. Ce se întâmplă? Dacă, de exemplu, NFP-ul, a fost luna martie, a fost 700 de locuri de muncă, noi s-au deschis. Dar luna aprilie s-a deschis, de exemplu, 900. Ce înseamnă asta? Bine. Bine. Adică s-au deschis cu 900 de locuri mai mult. De locuri de, locuri de muncă, și în ca să se influențeze pozitiv spre economie. De regulă, doar la petrol este o încurcătură. Vă vezi cum ajută. Dacă este pozitiv pentru economie, e rescuvierți. Dacă este negativ, e croș. Dacă este pozitiv, te dărește valuta, e cuvierte. Dacă e negativ, e croș. Numai la petrol invers. Deci la petrol invers poți să fie așa. Minus, și trebuie să urcă. Minus 9 milioane, 700. Și cu roșu, e cu verde. E cu minus. Ce înseamnă asta? Verde și cu minus. Da? Ce înseamnă că e mai puțin petrol și prețul ăsta se creează. Da? Adică aici aș vă ajută și acolo se plăiește și astea opțiune. Dacă dați pe veste, că acolo la fiecare indicator scrie ce ați fi, adică ce ați fi dacă ați fi mari, dacă ce ați fi dacă ați fi micuți. Este mai jos acolo. Știți, un trader spunea, pe mine, de fapt, nu mă interesează ce fel de noutate. Eu, important să văd la cine apare, la ce ori,
Am plasat ordinea mâna, îl strească, vin, scadă, vin, eu știu ce spune. Gata. În general, măsurile aveți dreptate. Și dacă adevăr știu că să fie, noi nu știm ce piața, să vedem de acum să ne ajungem, noi nu știm unde duc noutatea, că să fie pozitiv sau negativ, noi trebuie să pasăm ordine dat. Dar v-am spus, trebuie să spitem și telefon, pentru că dacă, în cazul că spărește în direcția opusă. Asta vedem noi ca așa în felul următor, dar el este intuitiv. De exemplu, eu cum aș face? Dacă aș ști că trebuie să duc în bar, da? După noutate. Eu doar am, de exemplu, spunem, buy stop-ul și sell stop-ul. Dar dacă eu știu că ducem buy, atunci sell stop-ul ar da mai în jos, un pic, când aș avea că nici o umbră sună la mine, dar în alt sau sfie, acolo, în caz... Eu v-am spus chestia asta, adică noi citem telefonul în față. El a comunicat să dea o exitere de asta, da? Adică nu s-a publicat, costă chiar și 1 minut 23 până să public, că iarăși nu e chiar așa rapid. Dacă s-a publicat și el merge împotriva noastră, dar nu știm că el după date după un sus, evident că noi putem să închidem în general ordine, da? Dacă el nu este activat sau să-l mutăm mai jos. Eu folosesc asta, noi suntem în fața călătorului, nu trebuie să stăm, acolo toți să așteptăm să închidă, să se activeze. Am deschis telefonul, uităm, o s-a activat, e pozitiv petrolul sau rata de referință. Și evident, noi putem acționa în folosul nostru, cu banii noștri, în profitul nostru. Adică foarte corect, avem dreptate aici. Adică am pus o dreptate, dar dacă uităm și el se duce, cum acum petrolul trebuie să duc în jos, de el duce în sus, evident că eu pe aia l-am închis. Eu știu că el a să crească o leac și pe care se duc în jos. Sau a să stai într-o triunță ceva, să facă. Asta e că trebuie să înțelegi noutatea. Eu văzut, e foarte intuitiv prin vesting, că acolo să public cu verde sau cu roșu, dacă e negativ și nu are petrolul mai spus invers. Dacă e cu minus, e cu verde, dacă e cu profit, e cu roșu. Asta înseamnă că dacă e cu minus, prețul o să crească, dacă e cu plus, prețul o să cadă. E simplu, nu e atât de complicat. E că trebuie... Și vă mutați acolo la cele importante, cele nesemnificative, de fapt nu o să facă influență pe cață. De ce am întâlnit? După ce ați primit profit, ar putea să încercați pe toate. MVP-ul, PIB-ul și rata de referință, ce să zic? Dar trei ca cel mai important. MVP-ul, PIB-ul, rata de referință, rata șomajului și discursul, și petrolul, da, rezervă de petrol. Discursul tot influențează, numai că la discurs eu vă rog doar folosesc ordinea mânare de cifre, pentru că discursul poate fi pe o notă pozitivă la început, pe care pe o notă negativă. Acolo persoana duce discursul, da. De regulă, la discurs, piața poate să formeze, să facă așa, umbre mari sus. Când duce Paul, duce Paul, de regulă, un dolar american, el nu știe ce cu dânsul. Și apoi pornește în direcția care trebuie. Deci cam e greu la discurs de lucrat cu ordine amânate, acolo mai bine îți chideți termen lung. Dacă el îl spune că într-adevăr să se trimitesc careva programe ca să tărească dolarul, să întărești dolarul. Dar în momentul ăsta când duci, că au fost situații în luna august și atunci să minte, a început să vorbească din negativ, adică situația în America e repau, dolarul american de valorizat, pe euro era creștere. Creștie este cel brusc în sus. Și după care a început, că noi să facem asta și dolarul timp de ce în jos s-a dus. Și l-a luat și s-a luat tot los pe acolo. Dar pe discursul e cam greu de lucrat, dar trebuie de urmărit, că e interesant de urmărit discursul de dat. Dar este dat în FP-ul, rate de referință, rezerve de petrol, șomajul, ce mai spus? Produsul intern bun. Produsul intern bun, da. Folosiți oportunitățile date, folosiți procentul 80-20. Să scriem filmul următor la dumneavoastră. 80% este tehnică care vă duce 20% de rezultat, asta 10% din profit. Și 20% este fundamentală, care vă duce 80% rezultat. Trebuie să folosesc procentul și să scrie de efectivă să fie. Asta e când ai făcut scopul, ești sător și plănești cu bani. Da? Asta e deschid tranzacții, să te joci. Cum să te joci? Adică să deschizi o tranzacție, să folosești lac pozitiv, lac pozitiv, metoda adăugării, metoda medierii. Tu ai de plin planul tău, că să stai în asta sau pe luna asta. Stai foarte, foarte neștept. Atunci emoții dispar pe piață. Folosesc raportul ăsta. Bine? Întrebări? Încă? Ieșirea de piață, face doar ce mai bine cu trading stop, da? Încă o dată? Ieșirea de piață. Ieșirea de piață, dacă merge în standard normal, normal, da, adică dacă se poartă într-o direcție și merge bine, trading stop. Dacă eu n-am încercat să-l deconectez niciodată, să mă locumesc, poate saltoare să-mi ia stup mai mult în sus, nu am încercat, sunt sincer, folosesc trading stop. Ați luat 20 de puncte, puteți adunea asta. Să dați 2-3 loturi, ați fie 600.000 dolari, timpul câteva minute. Dar dacă intrați în lacăt, deja acolo trebuie tot să fie automat închis. De dat, el poate să vă înțeleg limite. Nu se poate din plus și la lecție manuală, de fapt.
Da, să faci manualul. Eu m-am uitat și mi ajunge profitul care iese, dar eu deja mi-am îndeplinit scopul. Poți să-mi te transacție manual. De ce să aștept, spre exemplu, să se întoarcă piața înapoi și eu văd deja nu mai e crească. De ce să aștept să mai cadă încă un 20 de minute care dă trebuie în stop, după care să se închidă? Am uitat manual și eu singur îmi decid care este profitul meu. Așa stai pe lei. Scop. Vezi scopul, dacă scopul îți faci $500, îți făcut $500, vă să chestia asta. Dacă e scopul să faci 1000, faci. Dar luați tot ce e vostru. Și folosiți oportunități de date, pentru că noi sunt cazuri, discutăm, analiza fundamentală, scriem un grup cu 3 începători, când ne întrebăm cine fac profit, 2, 3, 4, 5, 10. Dar toți cunosc oportunități de date. De ce nu folosesc? Pe nostru. Parcă toți explicăm, parcă toți le arătăm, parcă toți vor să facă bani, dar deci nimeni nu vrea să facă. Voi încă aici aveți noroc să spunem așa de market cash? Ce nu privești market cash? Dar de analiza fundamentală nu se știe. La market cash mai întâi toate se discută despre analiza fundamentală și se vorbește cam cum o să crească, care sunt oportunitățile, care se poate de intrat. Dacă voi ați privit mai des, voi ați ști deja ce să faceți. Deci eu vă recomandare să urmăriți cu market cash. Vă mulțumesc de sori cu anul de chiar deschid, special că vreau să mă uit. Tipul apropiat de data în piața începutului sau ceva de genul. Asta că să nu trebuie să vezi. Nu, ideea că noi pe și market scash, noi vedem un comandant. Nu trebuie să vezi deodată că se formează, poate să facă ceva lateral sau... Da, este acolo. Triunghiul este o figură care e pe jumătate, înțelegi, începi să înțelegi că el se formează ca triunghi. Nu poți să înțelegi deodată că e triunghi. Pentru că am avut țelul de pe ZD și în colo se forma triunghi. Și încă și-a dus în sus. Tehnica rata a căzut și în jos, da? Trendul de rață crescător, dar fiindcă e figură de incertitudine și cu toată ne-a demonstrat figura de incertitudine, figura de incertitudine și el nu se merge acum după trend, e fost schimbi trend, e ca a fost un caz când figura a fost schimbat trend. Plus la asta, încă un avantaj, noi avem și o surpriză din asta, cum o surpriză? Când persoanele care vor să facă bani, care vor să crească în domeniul dat, săptămâna aceasta să fie cu ocazia sărbătorii de Paști, compania Pilerona să oferi la toți traderii 80% bonus pentru la reinvestire sau la deschidere conturi. Deci dacă doriți profita, doriți să creșteți, doriți să folosiți analiza fundamentală, folosul de astăzi, vă dublați, pozitiv, să creșteți, aveți oportunitatea dată. Voi deja dețineți cunoștințe, acum toate aceste cunoștințe trebuie să le puneți în acțiune. Neapărat, pentru că dacă voi nu o să le folosiți, pentru ce e atunci? Scopul traderului este să facă bani. Și dacă stabiliți scopuri și mergi spre ele, pentru că este posibilitatea de dată, nu vreți să ne plângem cum poate și făcut, dar vreți să ne plângem cu domnul nostru așa și așa, dar trebuie să lucrăm să facem profituri, pentru că avem posibilități de dată. Săptămâna aceasta, săptămâna de lucru, piața a mers extraordinar. Cine a făcut profit, eu e fericit și mă bucur pentru deși. Cine ne-a stat și s-a uitat și chiar avem și contrarial și s-o temut, s-au avut careva dubii, chiar îmi pare rău și chiar mă supăr de uneori pe deși, pentru că ratează toate posibilitățile și acum intră la sfârșit de trend sau intră în corecție și fac gata. Vreau ca să fiți traderi stabiliți, să fiți tari în piață, știți ce e vostru, vă luați ce e vostru și mergeți pe departe. Să vă depuneți scopul. Care știri influențează secolul? Fundamental, știrile, nu sunt știri de zile, de, poate sunt careva organizații care implementează volumul de gaz, dar referințați acum au fost certurile astea cu sediul între patoc, da? A fost careva conflict între Rusia și zona euro, adică mai multe chestii se public sau pe Bloomberg, nu notez ceva din gaz. Dar nu e ceva regulat cu petrolul? Nu are ceva regulat. Și nu știu dacă, nu vreau să spun vreo mișură, dacă este ceva legat cu o companie care o reglementează, anume, ei trebuie să fie vreo organizație care reglementează cu cazul, dar nu este nu public des, nu este așa ceva, sunt doar întâlnirile astea între țări și ei reglementează conductele astea lor și așa mai departe. Dar au influențat o perioadă când au fost tratativele cu conducta asta care e mare, când țările nu dată ori doi. Dar mai mult tehnic. Foarte bine mergi la problema asta tehnic. Trendul crescător, curs corecție, mergi la 4-5 și tu cursuri foarte bine. Iarăși, traderii stau și se uită. Vă fac bani de dar la Volt
Aurul este instrumentul de funcție. Aurul este foarte important fundamental, poate ce legat de factor geopolitic. Factorul geopolitic, factorul economic foarte mult influențează, dar la nivel psihologic. Aurul trebuie să vă gândiți la nivel psihologic cum lucrează. Nu este o știre care, fiindcă aurul este reglementat, cum se extragă. Fundamental, când este rău, aurul știți că tot timpul crește. Când este bine, de exemplu, când se pregătează vaccin, când să, economic sunt careva lucruri, economiile se întăresc, da? Ce se întâmplă cu aurul? Oamenii bogați, oamenii chiar gândesc ca oameni bogați. Când ai bani, da? Când ai resurse și când este criză, tu banii scoți din imobil, din afaceri și investești în aur. Aur este stabil. Când tot e bine, tu una, aurul că îl ții în safe sau îl ții în bancă, el nu aduce profit. Tu scoți aur, vinzi aurul și știi pe investi în afaceri. E că așa instrumentele fugiu, știți, vă gândiți pe următor. Când tot e bine pe glob și economia asta pe termen lung vorbesc. Și economiile merg bine, aurul se devalorizează. Când toți scot bani din aur, la nimeni nu trebuie aur. În afară de funcție. Dar rar au așa refugie acolo. Scot bani din aur. Dar când e rău, toți cumpără aur. Fiindcă nimeni nu știe ce să fie cu imobilul, nimeni nu știe ce să fie cu valuta, nimeni nu știe ce să fie în general. Și scot, investesc în aur. Cum a fost în criză? Adică aurul, cum el după fundamental, evident, trebuie să coboare jos, de la avea nivele care trebuie să străbată, el în care este unicul instrument care nu a ajuns la etapa inițială din suportul din criză. Adică el nu a ajuns unde a fost în anul trecut în luna martie. El a crescut foarte mult, dar cred că în situația cu vaccina și calitatea dată, îl menține la nivelul acela care este și din contra a crescut. Pentru cazul de COVID în asta, în asta a fost record, a fost 5 milioane și ceva, nu știu, cazul știu. A fost foarte mult. Traderii mai spun că dacă se devalorizează dolarul, atunci investești în aur. Dacă cade aurul, atunci investești în dolar. Adică el plus minus merge în oglindă. Este și așa ceva. Deci cauza? Deci cauza. Când aurul crește, dolarul devalorizează. Hai că nu-i jos. Păi toți raportează la OSD. Toți raportează la dolarul mic. Dacă e unță de aur, e unță de aur. Dacă dolarul crește, deci plătim mai puțin dolar pentru o unță de aur. Adică atât se raportează dolarul american. Deci petrolul mare parte, când dolarul se întărește, tot influențează la cădere. Bine, nu vă mai reținem. Întrebările mai sunt la noi? Nu.